Bună ziua, vă spun bun găsit la o nouă ediție a știrilor UIL TV. Vorbim astăzi despre un eveniment foarte important care a avut loc la Ploiești. Este vorba și se desfășoară în continuare. Este vorba despre festivalul Nichita Stănescu, care a ajuns deja la cea de-a 26-a ediție. Pentru a vorbi pe larg despre acest eveniment, l-avem alături de noi pe nimeni altul decât scriitorul Mircea Cărtărescu. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Ne simțim foarte onorați că sunteți alături de noi. Ați fost astăzi și printre ploieșteni. Voiam să vă întreb, cât de importante sunt astfel de manifestări culturale care au loc periodic? Eu cred că sunt importante. Ele mențin un anumit tonus cultural, mai ales în orașele care sunt mai îndepărtate de centrele de difuzare și de validare a culturii. Este important ca să existe oameni care țin mai departe vie această flacără, această necesitate de care mulți oameni probabil că nu sunt conștienți, dar care este reală. Astăzi la Ploiești au venit ploieșteni într-un număr destul de mare, să-i spunem. Cum v-au primit aceștia? Prea bine, aș spune eu. Mai bine decât mă așteptam și poate decât merit. Am fost foarte încântat și până la urmă foarte onorat de această primire. Am simțit cu adevărat căldură din partea oamenilor, am simțit emoție și, cum se zice, uneori vibrații bune. Și asta m-a făcut și pe mine să mă simt foarte, foarte bine la întâlnire. Au fost și elevi, au fost și profesori din ceea ce... Cu care dintre cititorii aceștia vă înțelegeți mai bine, să spunem? Vedeți, asta este într-un fel drama autorului de literatură. El nu-și cunoaște publicul în general. Fiecare piesă artistică pe care o oferă publicului este ca un manuscris pus într-o sticlă și aruncat în mare. Sigur că ai vrea ca un număr cât de mare de oameni să-ți citească și cât de competent să-ți citească scrierile, dar nu vei ști niciodată dacă ai în față pe cineva care a citit doar o carte de-a ta, doar o pagină de-a ta sau n-a citit nimic din tine. Pe mine mă emoționează oamenii, fie că sunt, fie că nu sunt cititori ai mei. Mă bucur să mă întâlnesc cu ei și mă bucur să fiu întrebat tot felul de lucruri. Orice întâlnire de-a mea este, prin forța lucrurilor, și întotdeauna interactivă. Pentru mine e mai important să ascult oamenii decât să le spun eu niște lucruri. Și asta s-a și întâmplat și astăzi. Am avut multe întrebări din public, am răspuns la întrebări, a fost foarte plăcut. Ce vă întreabă oamenii sau ce vă spun în mod frecvent? Sunt probleme cotidiene? Sunt nelămuriri în urma... Eu le spun de obicei, hai să vorbim despre orice. Dacă vă interesează chestiunile literare, pur literare, vorbim despre asta. Dacă vreți să mă întrebați orice altceva, inclusiv chestiuni politice, inclusiv chestiuni sociale, nu mă supăr. Chiar e foarte bine să se întâmple lucrurile acestea, pentru că în felul ăsta ai o comunicare reală cu oamenii și cu gândurile lor, cu ceea ce este în mintea lor în fiecare clipă. Dacă comunicarea este literară, este cu atât mai bine. Și în general am primit întrebări ok, întrebări competente. Ale oamenilor. Am fost întrebat despre cărți punctuale pe care le-am scris, despre anumite lucruri, anumite pagini din aceste cărți. Deci ei au arătat că au citit din ceea ce am scris eu, că sunt niște cititori de literatură și că nu au venit degeaba la această întâlnire. Ați avut vreun cititor pe care l-ați reținut pentru, nu știu, o afirmație pe care v-a adresat-o la momentul respectiv? Am reținut mai mulți. Mai întâi trebuie să spun că m-am bucurat foarte mult că mi-am întâlnit foști colegi de generație, oameni cu care am pornit împreună și pentru care am multă admirație. De pildă, l-am întâlnit după mulți ani pe Ioan Mihai Cochinescu, care este un factotum, un om orchestră, face și literatură, a scris un roman extraordinar pe vremuri, Ambasadorul. Face și fotografie, face și muzică. Apoi l-am întâlnit pe Florin Sicoie, care și el era acum câțiva ani un prozator foarte bun. Nu știu dacă a mai scris mai departe, nu l-am urmărit foarte, foarte bine, dar m-am bucurat mult să-l întâlnesc aici. Am întâlnit un fost coleg de armată, de pildă, ceea ce mi-a trezit alte feluri de amintiri, bineînțeles. Și din rândul publicului obișnuit mi-au atras atenția câțiva copii
un băiețel cu șapcă albastră, foarte dezinhibat și foarte isteț, care mi-a pus niște întrebări ce m-au pus chiar în încurcătură într-un anumit moment și, bineînțeles, multă lume, foarte multă lume binevoitoare și dornică să vorbească cu mine. Iar la sfârșit am dat la autografe, de am făcut scurtă la mână, nici nu mai știu câte zeci de cărți și bilețele și tot felul de peticele de hârtie am semnat. Care e cea mai mare bucurie în urma unui astfel de eveniment? Vedeți, sincer vă spun că pe mine aceste evenimente mă interesează și aceste evenimente mi se par cea mai bună hârtie de turnesol pentru popularitatea unui autor. Mai puțin cele direct intelectuale, culturale, ca de pildă critica literară sau publicarea în reviste sau lucruri de felul acesta. Mie mi se pare că contactul direct cu oamenii care te-au citit și care vor să-ți spună niște lucruri după ce au citit textele tale este vital. Și aș vrea să vă spun că pe mine mă bucură lucruri de felul următor. La un moment dat, când publicasem prima mea carte de proză, acum 20 de ani, Nostalgia, am văzut, fiind întâmplător lângă niște tarabe unde se vindeau cărți la o stație de metrou în București, am văzut o fată care a avut o reacție extraordinară când a văzut că pe tarabă este această carte, Nostalgia. S-a repezit la ea, a luat-o în brațe, a plătit-o și a fugit cu ea la piept. Ăsta este un lucru pe care mi-l amintesc și astăzi cu mare bucurie. Și apoi încă unul de același fel este când eram la o terasă în Cismigiu, în mijlocul Bucureștiului, și o fată a venit la mine, iată încă o dată o fată, a venit la mine să-i dau un autograf pe o cartelă de metrou. Este cel mai ciudat lucru care mi s-a întâmplat din punctul acesta de vedere și acel autograf l-am dat și eu într-un mod special, umplând toată cartela cu un scris mărunt, mărunt, cred că am scris o pagină întreagă pe acea cartelă de metrou, ca acei chinezi care sculptează o povestire întreagă într-un bob de orez. Credeți că fetele sunt cele care au acea sensibilitate aparte pentru a înțelege mai bine scrierile dumneavoastră? Se știe că publicul care a împins literatura înainte dintotdeauna este publicul feminin. 80% din publicul care citește literatură sunt femei. Pentru că ele sunt, cum să spun, cum se știu lucrurile, sunt mai empatice, sunt mai sociale, atente la legătura umană, la conexiunea umană și atente la artă, la domeniile frumosului, ale, știu eu, emoționalului și așa mai departe. Deci ele sunt într-un fel un public făcut pentru experiența artistică, pentru receptarea artistică. Și eu sunt foarte mulțumit că există acest public feminin și, firește, pe lângă el există și un public masculin care se raportează diferit la artă. Se raportează de multe ori agresiv și inchizitiv, ceea ce nu e rău deloc, absolut deloc. Dacă o femeie, de pildă, aici o generalizare, bineînțeles glumim în foarte mare măsură, dacă o femeie tinde să se confunde în întregime cu obiectul artistic, un bărbat ricanează, un bărbat tinde să-i caute defecte, să caute nod în papură. Este un alt fel de a citi, care se raportează concurențial, într-un fel, la obiectul artistic. Sunt două tipuri de lectură, amândouă valabile și, să zicem așa, complementare. În zilele noastre, credeți că oamenii mai știu să citească și să se bucure de lectura fiecărei cărți sau despre astfel, să se bucure despre un eveniment ca cel de astăzi? Mai simt bucuria asta și sensibilitatea pentru cultură? Noi trăim o schimbare de paradigmă în acest moment. Ea nu se petrece atât de rapid încât să ne dăm seama cu toții de ce se întâmplă, dar universul cărții, galaxia Gutenberg, cum era numită, cedează teren zi de zi și ceas de ceas unei alte ordine culturale, care este ordinea multimedia. Realitatea virtuală, Facebook-ul, internetul în general, toate aceste fenomene care schimbă lumea sub ochii noștri.
Nu e vorba numai de schimbarea suportului, nu, în locul cărții obișnuite, clasice, de hârtie, de celuloză, cum se zice, au apărut suporturi electronice. Este vorba despre o întreagă schimbare de mentalitate. Cartea, după părerea mea, va rămâne întotdeauna, pentru că este o nevoie de poveste și o nevoie de emoție care există în noi, de la Homer încoace cel puțin, însă ea va deveni de nișă, va deveni o nișă, o zonă mai îngustă pentru inițiații. Vor exista întotdeauna, cum se zice, aficionados, împătimiți de literatură, dar ei nu vor mai fi atât de mulți cum au fost altă dată, când cartea era în centrul lumii. Acum 30 de ani toată lumea citea cărți și vedea filme de artă. Acum nu se mai întâmplă lucrul acesta. Cărțile, filmele, muzica de artă au rămas pentru oameni specializați și care, într-un fel, se recunosc între ei ca membri ai unei elite. Dacă vorbiți despre aceste nișe, credeți că scriitorii mai au posibilitatea să se exprime într-un stil natural? Dacă ne adresăm unui public anume, atunci scriitorul trebuie să facă, nu știu, rabat de la calitate sau să se orienteze fix pentru publicul acela? Ce se poate face în acest sens? Nu, scriem pentru public sau scriem pentru... Când ne gândim la o elită, în general ne gândim la un stil foarte sofisticat, așa cum era stilul lui Joyce, de pildă, sau lui Thomas Pynchon, în care știu eu, sintaxa și morfologia frazelor erau atât de sofisticate și complicate încât omul de pe stradă nu le putea citi. Ei, nu e vorba despre asta. Scriitorul cel mai simplu de pe lume, Salinger, să spunem, la noi știu eu Marin Preda sau mai știu eu cine altcineva, sunt la fel de sofisticați. Publicul obișnuit, omul de pe stradă, doar crede că îi înțelege. Îi se pare că e mai simplu să-l înțelegi pe Salinger decât pe Joyce. Nu e deloc adevărat. De fapt, simplitatea este... nu este la îndemâna oricui, nu oricine care are, știu eu, ceva în cap poate să-l exprime simplu. Simplitatea este un foarte sofisticat procedeu artistic. Deci nu ajungi la simplitate decât printr-o mare practică literară. Altfel, simplitatea este simplism, nu mai este simplitate. Deci simplitatea și sentimentul de autenticitate al unui text este... sunt extraordinar de greu de obținut de către un scriitor. Mai greu de obținut decât stilul acela alambicat și sofisticat al lui Joyce, de pildă. Ce se poate întâmpla cu literatura? Sunt mai multe epoși literare. Ele au rezistat în timp și până și în zilele noastre elevii învață diverse texte literare. În câțiva ani, să nu știu, 10, 20, poate... nu știu, mai mult timp. Ce se va întâmpla cu toată această literatură? Dacă totul se va duce către o anumită nișă? Da. Eu nu știu nici ce se va întâmpla mâine, inclusiv cu propriul meu scris. Nimeni nu poate privi în viitor și spune nici măcar cu o certitudine aproximativă ce se va întâmpla. Viitorul este fazi, este pâslos întotdeauna, nu-l vedem bine. Eu cred că o uriașă cultură, cum este cultura noastră de tip european, europeano-american, care începe cu Socrate și cu Isus, începe cu doi coloși care n-au scris nimic, dar pe umerii cărora se sprijină toate bibliotecile lumii. Este foarte greu de crezut că un astfel de sistem cultural uriaș, care a cuprins toate etapele, de la antichitate până la renaștere, baroc, manierism, romantism, clasicism și așa mai departe, până la modernismul și postmodernismul de astăzi, este foarte greu de crezut că el se va prăbuși și se va sfărâma cu desăvârșire. Nu, părerea mea este că el va continua, că literatura va continua să existe și mai departe, sub diferite forme. Pentru că literatura este o experiență psihosenzorială diferită de toate celelalte. Multimedia, noua lume în care sunt cufundați tinerii, jocurile pe computer, filmele, serialele de televiziune, ele sunt o experiență diferită față de cea pe care ți-o oferă literatura. Literatura îți oferă ceva ce nu-ți mai oferă nicio altă artă, și anume îți oferă posibilitatea ca tu să fii alături de scriitor, un creator al lumii cărții respective.
Pentru că gândiți-vă, dacă un scriitor spune era seară, un cititor nu își închipuie seara din mintea scriitorului, ci reconstruiește această frază pe baza propriei lui experiențe. Și anume își închipuie o seară pe care el a trăit-o. Deci un cititor nu este un primitor pasiv, așa cum este cel care se uită la film, de pildă, ci este un coautor. Orice cititor este un coautor și, din punctul ăsta de vedere, fiecare cititor citește altă carte, deși s-ar zice că citește aceeași carte a aceluiași autor, pentru că o recrează din altă experiență. Asta nu se mai întâmplă în nicio artă și este motivul pentru care eu sunt convins că literatura, într-un fel sau altul, își va găsi un drum și mai departe. În zilele noastre, credeți că oamenii citesc sau nu citesc ceea ce trebuie? Sau ce trebuie până la urmă să citească? Și mă refer aici încă din școli, că practic aici se produce ruptura aceasta. Mulți dintre copii renunță la lectură sau alții ajung să iubească lectura și mai mult decât un calculator. Da, eu cred că este într-un fel perspectiva neînșală, pentru că eu cred că nici în perioadele trecute n-au citit cu entuziasm oamenii mai mult decât acum. E adevărat, ispitele erau mai puține. Când eram eu copil, nu erau multe lucruri de făcut în afară de a citi cărți. Puteai să te duci să bați mingea pe Maidan, dar nu aveai jocurile pe computer sofisticate care există astăzi, nu aveai alte debușee. Așa încât era vorba de umplerea timpului. Propriu-zis, aveai mai mult timp și având mai mult timp și mai puține ispite și posibilități, rămâneai cu ce aveai și anume cu cărțile. Cărțile erau jocurile pe computer ale copilăriei mele. Eu îmi satisfăceam nevoia de input cerebral citind cărți. Nu în alt fel, nu așa cum fac copiii de astăzi care au tableta într-o mână, telefonul mobil în alta și se uită la televizor cu privirile, cu ochii. Citeam cărți și eu cred că această lectură de cărți ne-a format pe noi, pe cei de până să zicem, până la Revoluție. După aceea a început această schimbare de paradigmă de care v-am spus. Totuși există și astăzi și oameni, și tineri, și copii care citesc și chiar citesc cu mare plăcere. Pot citi literatură, știu eu, de consum, sau pot citi literatură înaltă, sau pot citi și una și alta fără să facă deosebire. Important este că citesc și că au acces la această experiență a lecturii. Lectura oarecum mai specializată, lectura de literatură înaltă, de poezie, de romane mai complexe, de povestiri, este rezervată unui număr mai mic de cititori. Din câte știu eu, din câte s-au făcut studii, sunt cam 20.000 de cititori în România care încă citesc literatură înaltă. E un număr care pare mic, dar care este totuși foarte important. Este nucleul dur al cititorilor. Ei cumpără marea majoritate a cărților de literatură. Credeți că în zilele noastre nivelul de trai este unul din factorii care influențează? Am avut și lunile trecute un sondaj și o statistică ce ne poziționa pe ultimele locuri la citit. Credeți că nivelul de trai sau cartea a devenit un bun greu accesibil? Nu, eu cred altceva. Sigur că în România cărțile par scumpe. Puțini români dau 30 de lei sau 40 de lei pe o carte. Dar ele sunt, de fapt, printre cele mai ieftine din Europa. Doar că la puterea noastră de cumpărare, ele par uneori greu accesibile. Dar nu asta e problema. Nu asta este problema. Problema este scăderea catastrofală a nivelului cultural al oamenilor. Nu mă refer numai la cărți. Oamenii s-au format în ultimii 20 de ani după chipul și asemănarea televiziunilor, aș spune eu. Televiziunile, după părerea mea, televiziunile de consum, televiziunile pentru publicul larg, au distrus, de fapt, și urmele de culturalizare și de, știu eu, de educație, pentru că despre asta este vorba, ale poporului român, aș spune eu. În acest moment, poporul român este handicapat cultural. El a fost handicapat, aș spune eu, aproape în mod conștient și voit
de către televiziuni, după mine. Ele sunt mari vinovați. Lucrul acesta însă nu se întâmplă numai în România, el este global, se întâmplă peste tot. Este o scădere a nivelului, nu numai cultural, dar și emoțional, dar și intelectual al oamenilor. Este un lucru care trebuie să ne dea de gândit. Firește, în mijlocul acestei catastrofe a educației, a învățământului, a culturii, există și oameni care țin mai departe drapelul ridicat și care duc mai departe această moștenire pe care noi am primit-o și avem datoria să o transmitem și noi. Dar pot răzbi acești oameni în societatea actuală? Vorbim, spuneați că toate canalele media, am avut și un canal cultural care din păcate a dispărut. Da, acești oameni sunt din ce în ce mai puțin vizibili pentru că ei nu mai sunt eroi și vedetele lumii de azi. Vedetele lumii de azi știm foarte bine cine sunt. Sunt ființe complet deculturalizate. Ființe fără niciun fel de preocupări culturale. Sunt oameni care nu au bibliotecă în casă, care nu citesc nicio carte niciodată și care transformă, de fapt, lumea noastră într-un fel de bâlci. De fapt, lumea noastră românească la ora asta este un fel de bâlci, este un mare bâlci, populat de ființe pe care le vedem și la bâlci, femei cu barbă, pitici și așa mai departe, metaforic vorbind. Oamenii care împing, de fapt, lumea înainte, oamenii de știință, artiștii, știu eu, gânditorii de toate felurile, filozofii, istoricii, nu mai sunt vedete, nu mai apar la televizor de obicei. Sunt oameni pe care câțiva înșiși știu importanți și îi consideră niște repere naționale, dar ei nu mai au posibilitatea să se exprime și să își facă într-un fel datoria de repere naționale, pentru că nu-i mai vede nimeni. Sunt văzuți maneliștii, sunt văzute vedetele, între ghilimele, de la televiziuni și așa mai departe. Toată lumea știe că se întâmplă lucrurile astea, dar nimeni nu face nimic. Pentru că oamenii au un fel de sentiment că spre asta ne îndreptăm, că e inevitabil, că de fapt trebuie să ne prăbușim cultural și intelectual. Școala poate face ceva în condițiile acestea? Cea mai mare criză în acest moment în lume este criza învățământului. Peste tot, în Statele Unite, în Germania, oriunde vă duceți, veți vedea, veți auzi că învățământul este în criză. De ce? Pentru că ne dăm oricare dintre noi își poate da seama că despre una se vorbește în școală și alta văd copiii în jurul lor, pe stradă. Deci este un fel de schizofrenie. Valorile școlii nu mai corespund cu valorile realității. Școala încearcă să vândă copilului un sistem de valori, dar care nu mai au o acoperire într-un fel, pe care copilul nu le mai poate percepe ca fiind valori adevărate pentru că el nu are de ce să le lege. Lumea lui obișnuită spune niște lucruri, iar la școală aude alte lucruri. Și atunci, tot sistemul stă în cumpănă. Ce să facă? Să continue să perpetueze același set de valori care uneori sunt îmbătrânite, sunt vetuste, sunt neinteresante pentru copii, sunt rigide, copiii nu știu de ce trebuie să învețe atâtea lucruri care nu le folosesc la nimic. Sau să încerce să se deschidă și să se liberalizeze din punctul de vedere al adaptării la realitate. Nicio oră de școală nu învață pe copii cum să facă cele mai simple lucruri din cu care ei se întâlnesc în lume. Cum să își facă un cont la bancă, de pildă. Nu te învață nicio oră de școală. Cum să faci o parcare laterală, de pildă. Lucruri din astea cu care te întâlnești în fiecare zi. În schimb, înveți lucruri despre care te întrebi de ce le înveți. Este o uriașă problemă a lumii de astăzi, învățământul. Este și una dintre explicațiile pentru faptul că nivelul cultural și, în general, inserția în lume a oamenilor suferă foarte mult. Știu că tot astăzi veți merge și la elevii Colegiului Național Nichita Stănescu din Ploiești. Care este mesajul dumneavoastră, în general, când mergeți în școli și mai ales pentru ei? Care e primul cuvânt pe care îl veți spune acestor copii?
Eu, în general, nu am un mesaj. Eu nu mă consider niciun păstrător al unor valori sau al unor, știu eu, cuvinte de înțelepciune, niciun etalon care să-ți arate cum trebuie să-ți duci viața, cum trebuie să trăiești. Nici eu nu știu cum trebuie să-mi duc viața mea personală. Ce mă interesează pe mine este o discuție deschisă și sinceră. Este singurul lucru care mă interesează. Eu nu am ceva să le spun în mod neapărat și necesar copiilor. Dar din discuție, din felul în care pe lumea Andric și labirintic câteodată în care se desfășoară discuția, învățăm și unii și alții. Deci eu nu numai că nu am ce învățătură să le dau copiilor, dar din potrivă, de multe ori simt că învăț de la ei. Că învăț foarte mult, înțeleg unele lucruri pe care fără contactul acesta nu le-aș înțelege. Deci pur și simplu e vorba de o discuție din care, în mod ideal, ambele părți ies în câștig. În general, elevii cu care purtați discuții sunt capabili să poartă o discuție? Unii da, alții nu. Unii da, alții nu. De multe ori ei, în primul rând, nu știu ce să aștepte de la cel care este în fața lor. Este ca un fel de întâlnire din aceea double blind. Eu nu știu cine sunt ei, ei nu știu cine sunt eu. Și de aceea foarte important este să treci peste primele momente de stânjeneală. Ce să-i spun celuilalt? Cine este de fapt celălalt? Eu nu știu niciodată ce trebuie să spun cuiva fără să știu cine este. Discursul meu nu este unul rigid. Eu modelez discursul după cel pe care l-am înainte. Așa încât eu ar trebui să am o vagă idee despre ce sunt acești copii și ce vor ei de la mine, și ei de asemenea trebuie să știe câte ceva despre mine. De aceea primele minute ale discuției sunt întotdeauna niște aruncări de punți. Eu știu să fac acest lucru pentru că sunt și eu profesor. De 34 de ani sunt profesor. Și știu cum trebuie construite aceste punți, care sunt lucrul cel mai important într-o discuție, dacă vreți, sistemul fatic, funcția fatică a limbajului, adică păstrarea canalului de comunicare. În rest, cine se plimbă pe aceste poduri înainte și înapoi, vom vedea. Vedem, sunt alții de fiecare dată. Revenind la festivalul Nichita Stănescu, care are loc în Ploiești, ce ar trebui să știe oamenii despre Nichita? E suficient să citească opera pentru a-l cunoaște îndeajuns? Important este un lucru, că Nichita Stănescu este în continuare un poet controversat. Deci el nu este privit de toată lumea ca un mare artist. Există voci critice și există oameni care nu îl agrează. Este semnul cel mai clar al vitalității unui scriitor. În momentul în care toată lumea a ajuns la o concluzie, da, iată, Cutare este un mare scriitor, merită o statuie într-un parc, atunci începe tragedia autorului. Atunci începe neînțelegerea, atunci începe nemaicitirea autorului. Noi nu citim statui, noi citim oameni vii, controversați, discutați, discutabili chiar. De aceea mi se pare că Nichita Stănescu trebuie să rămână viu, trebuie să existe întotdeauna o dezbatere în jurul lui și nu o luare de-a gata unor scrieri ale sale pe care de la început și fără drept de apel le considerăm geniale. Sigur, Nichita a fost un geniu, după părerea mea. Eu l-am cunoscut, l-am ascultat, i-am citit opera, nu am nicio îndoială. Dar este foarte important să existe și oameni care îl contestă. În fiecare moment și în fiecare clipă, pe drept sau pe nedrept, n-are importanță. Nichita Stănescu trebuie să fie un poet efervescent, un poet care să fie un vulcan încă activ, nu un vulcan stins. Și acest lucru se întâmplă cu el și mi se pare un lucru foarte bun pentru noi. Ați spus că l-ați cunoscut și ați citit și opera. Care este diferența între poetul și omul Nichita Stănescu? Da, în cazul lui nu era nicio diferență. El vorbea cum scria și scria cum vorbea. El vorbea, discursul lui era o poezie continuă. Uneori lucrul acesta dădea un fel de impresie de cabotinism. Dar când ajungeai să-l cunoști mai bine și să petreci mai mult lângă el, îți dai seama că nu era vorba de așa ceva, așa era el. Așa era firea lui. El se impregnase de lumea lui poetică foarte specială și foarte
deosebită și trăia în conformitate cu legile interioare ale acestei lumi. Partea proastă cu Nichita Stănescu era că îl înconjurau foarte mulți semidocți. Foarte, foarte mulți, foarte mulți troglodiți care, mă rog, întrețineau o atmosferă neplăcută și subculturală în jurul său. Dar eu nu cred că de această atmosferă era vinovat Nichita Stănescu. El era pur și simplu un om cu inima largă, care ținea deschisă casa lui, cum se știe, zi și noapte. Era o casă deschisă, putea intra oricine, era infestată de securiști și așa mai departe din cauza asta. Dar el rămânea ca un fel de zeu într-un templu. Era un oracol, era un om, cum se zice, take it or leave it. Ori îl acceptai, ori îl respingeai. Eu nu l-am frecventat pe Nichita Stănescu, niciodată n-am fost la el acasă, tocmai de teama acestei gloate care roia în jurul lui și care era foarte, foarte neplăcută din câte mi s-a spus. Unde v-ați întâlnit prima dată? Nu l-am întâlnit de multe ori. L-am întâlnit de 2-3 ori sau de poate cel mult de 4 ori la restaurantul Uniunii Scriitorilor, unde eu nu mergeam, dar câteodată mă târau colegii mei de generație, Traian Tecoșovei, care era un obișnuit al locului, și alții. Și de mai multe ori, de trei ori probabil, am stat la masă cu Nichita Stănescu și l-am ascultat timp de o oră sau de două ore vorbind. El era extraordinar de adulat. Era o adulație permanentă în jurul său. Veneau oameni și îi dădeau flori, de pildă. Sau, știu eu, îl ascultau ca pe un proroc. Lucrul acesta nu s-a mai întâmplat cu alți poeți români. Chiar nimeni, niciun poet român, nici vorbă, Eminescu sau mai știu eu altcineva, să se bucure de o atâta glorie. Nichita Stănescu a fost poate cel mai glorios poet român în viață. Și Marin Sorescu avea gloria lui, dar Sorescu nu avea harismă. El ca om nu era interesant. Nichita strălucea, era o flacără vie. Vă aduceți aminte cu drag de un anumit moment în urma unei astfel de întâlniri? V-a rămas ceva întipărit în minte de atunci? Da, am povestit de multe ori anecdota asta, că la un moment dat, într-una din aceste întâlniri, eu tăceam foarte intimidat, aveam 22-23 de ani, eram un poet nepublicat și tăceam, mă uitam la Nichita Stănescu ca la o glorie. Și el a luat lucrul acesta drept ostilitate. Și mi-a spus, hai bă, bătrâne, cum vorbea el, hai să lăsăm totul baltă, sunt un poet prost, sunt de acord cu tine, dar hai să bem o bere împreună, să nu păstrăm ostilitate unul față de altul. Și i-am spus, domnul Nichita Stănescu, dimpotrivă, eu vă admir foarte mult, nu vorbesc ca să vă las pe dumneavoastră să vorbiți. Și el se uită, zice, ascultă bătrâne, zice, tu îmi vorbești cu dumneavoastră? Și eu spun, dar cum să vă vorbesc? Spune-mi tu, bătrâne. Și am spus, nu pot, îmi pare rău. Și el atunci s-a uitat la mine așa și zice, ia ascultă, tu ești credincios? Zic, da. Și te rogi lui Dumnezeu? Zic, da, câteodată da. Și cum îi spui, dumneavoastră, Doamne, sau tu, Doamne? Și atunci am început să râd, că mi-am dat seama unde bate. Și i-am spus, tu. Păi bine, mă, dacă lui Dumnezeu îi spui tu mie, de ce îmi zici dumneavoastră? Și am păstrat povestea asta în minte și am și scris-o mai târziu undeva. E foarte frumoasă și într-un fel caracterizează pe Nichita, care era un om foarte spontan, dar în același timp și extrem de inteligent. Ceea ce spunea era aproape întotdeauna paradoxal, nu era pe puterile oricui. Ați avut vreodată o întâlnire cu un astfel de tânăr? V-ați pus vreodată, ați empatizat cu Nichita? Ați avut scriitori tineri care au venit la dumneavoastră cu poeziile lor și ați încercat să reproduceți momentul acesta? Eu am ținut un cenaclu timp de 7 ani și au trecut pe la mine sute de poeți. Chiar a fost un fel de meserie pe care am avut-o în perioada respectivă, acum vreo 15 ani, adevărat, destul de mult. Dar știu și eu ce înseamnă acest lucru, să lucrez cu oamenii tineri, și am făcut-o cu mare plăcere întotdeauna. I-am învățat meseria aceasta de șef de cenaclu, care este grea și complicată,
Am învățat-o de la cei care mi-au fost mie mentori, adică Ovid Crohmălnicianu și Nicolae Manolescu, și m-am gândit că dacă tot am primit acest dar fără arginți, cum se zice, este și datoria mea ca tot fără arginți să duc mai departe. Și am făcut acest lucru cu mare pasiune, am publicat în acea vreme 3 antologii cu poeții și prozatorii tineri care veneau și citeau la cenaclurile mele, și acum ei sunt câțiva dintre cei mai cunoscuți poeți de 40-45 de ani care există astăzi. Sunt foarte, foarte mândru de ei și mă bucur mult de tot, îi urmăresc în continuare, mă bucur de momentele lor de succes și de strălucire. Și noi ne bucurăm foarte mult că ați fost astăzi alături de noi. Din păcate, timpul nu ne permite să continuăm discuțiile acestea foarte frumoase și interesante deopotrivă. Mulțumim încă o dată că ați acceptat invitația noastră și cu siguranță când veți fi prezent la Ploiești ne-am bucura să fiți alături de noi la emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc mult succes mai departe. Eu vă rog să urmăriți în continuare Wild TV. Avem pentru dumneavoastră o conferință de presă de la un spectacol care urmează să aibă loc săptămâna aceasta la Ploiești. Rămâneți cu noi! Sunt două comedii care au ca numitor comun sau ca element de legătură o temă care înseamnă adunat așa prostia combinată cu șmecheria, și dacă le-am pune la un loc ar însemna că am ajunge și la escroci. E foarte gustat spectacol. Un spectacol care are mare succes de public, un spectacol pe care l-am jucat în străinătate. Am fost cu el în Germania de câteva ori. Acum mergem din nou în luna aprilie la cererea comunității de români de acolo. Îl jucăm în orașe diferite. Această coordonată, cred că e principala coordonată a spectacolului. E o comedie românească, în cazul escrocilor, escrocii lui Băieșu, și o comedie rusească, Șucșin, este un autor de teatru și film rus, care are ca tip de personaj pe care le propune, am crezut că cele două lumi seamănă între ele. Sunt niște personaje naive, o anumită naivitate, care naivitate asociată cu șmecheria poate fi amuzantă. Ei sunt Monica Davidescu, Ovidiu Cunce, eu sunt Dan Tudor, regizorul spectacolului Joc, și și personajul care trece dintr-un spectacol în celălalt. Și un spectacol care nouă ne place foarte mult. Ne face foarte mare plăcere să fim împreună. Suntem colegi de generație. Am fost ani de zile colegi de teatru. Încă mai suntem colegi de teatru. Eu sunt la Teatru de Comedie în curând. Deci la Teatru Național. E un spectacol cerut, de, chiar cu un succes de public neașteptat pentru mine. El la public aduce mai multă lume de multe ori decât superproducțiile pe care le-am făcut, unde am decor mult, am camioane, tiruri cu decor, multă lume, mulți mari actori și tineri actori și actori de vârste diferite. Iar el și-a făcut drumul lui acest spectacol. Are un anumit farmec așa. Faptul că ne place foarte mult și bucuria asta probabil că se răsfrânge și asupra publicului, spectator. Cam asta pot să vă spun. L-am jucat aici, s-a jucat... Da, v-am recunoscut. De când te-am? Păi împreună se joacă de un an de zile, împreună cele două. Sunt două spectacole care au devenit împreună unul. E un cupe, o pauză și după aceea următorul spectacol. E celălalt spectacol, Tragi la Xerox. V-am spus, împreună au ca legătură comicul și caracteristica principală a spectacolului e publicul. Adică ne adresăm primul de public. L-am jucat mult, suntem tot timpul, putem să vă spunem de acum încolo, un întreg calendar, un întreg desfășurător al spectacolelor în care, al orașelor în care vom merge. E cerut, e ușor de adus, e mai ieftin. Să de spectacole de...
Da, știți că întotdeauna eu am, când am fost acuzați că spectacolul Bădăranii sau Gaițele, în care îți prezenți colegii mei, costă mult, ele justifică și acelea justifică banii. Pentru că nu poți plăti 20 de actori cu banii pe care dai pe 4, e logic. Sau un tir. E vorba și de transportul. Sigur, de decorul. Camionul, decorul și așa mai departe. Dar acum, colegii, vă pot spune și ei, întâlnirile noastre sunt totdeauna, noi suntem colegi de generație, întâlnirile noastre sunt minunate. Eu, într-un fel, am cultivat, m-a ajutat Dumnezeu să pot face, să cultiv un sentiment de grup, de prietenie și de solidaritate și de profesionalism, caracteristic acestei generații, care a luat ceva din, stând ani de zile lângă generația de aur sau generațiile importante dinaintea noastră, și suntem puntea de legătură și, prin, și ca număr, dar eu cred că și ca valoare între dumnealor și cei foarte tineri. Care sunt autorile piesei, comparativ cu alte? Iar o tensiune comică, uitați dacă ar fi, iar o tensiune, dramatism, are un dramatism foarte comic. E tensionată pentru că în cele două piese personajele vor cu îndrăjire ceva și să zicem, în cazul piesei, să nu povestesc cartea și să nu mai vină lumea să o citească. Vă povestesc subiectul. Dar au o tensiune comică foarte interesantă, care de, la un moment dat face ca lucrurile să o ia razna. Ce... Și, da, te rog. Ce mă încântă pe mine în spectacol, pe lângă faptul că e o joacă permanentă și un joc special alături de partenerul Dan Tudor, pe care mulți îl știu drept regizor, dar el este actor și este un actor foarte bun în scenă, în sensul că te poți baza pe el ca și coleg. Și, bine, nu te laud, ok? Ce pot să văd eu din scenă și îmi place cel mai tare și descoper cel mai tare în spectacolul ăsta și nu în altele, este comunicarea cu celălalt partener, care e dincolo de rampă. Publicul este implicat în spectacol, la un moment dat este implicat rău de tot. Acu' ferească Dumnezeu să nu știe răspunsul, că vorba aceea, personajul din scenă știe ce să-i răspundă. Oamenii sunt implicați și dacă vin la spectacol, nu vin doar să vadă, vin că la un... Chiar pe bune vreme? Doamne, Dumnezeu! Nu, acum s-a mișcat și... La lipsă, cred că e acolo. A dat fotoliu. Deci e comunicarea asta cu publicul și cred că publicului, spectatorului îi place când vine la teatru să fie pus și el la muncă. Fie doar prin acest exercițiu de imaginație pe care îl face. Este suficient ca după primul minut din piesă, când muzica din piesă îți sugerează unde te afli. Și atunci, după ce se aprinde lumina și tu vezi, practic, unde te afli în cea mai săracă gară posibilă, de altfel mai sunt multe pe la noi prin țară, atunci tu știi unde ești. Și publicul s-a transportat deja din primul minut în această gară, e vorba de escroci, și gata, e cu noi, e în gară. E în gară, acceptă ceea ce spun personajele și după aceea, când intră și în interacțiune cu personajele, știe ce are de făcut. E un spectacol care vinde? Da. Da, da, da. Știți ce se întâmplă? Are o rețetă simplă. Acum nu știu cum vine aici la noastră. Acum, noi suntem aici ca da, să nu, vândă. Nu, de ce? De obicei venim când nu prea se vinde. Asta e și sinceritatea până la capăt să fie. Dar el vinde, vinde foarte bine. E mai cerut, v-am și spus mai devreme, e chiar mai cerut comparativ cu spectacolele mele mari cu multă lume. M-a surprins și pe mine, dar în același timp m-a bucurat că înseamnă că se face transferul și de public. Așa, ca să vă spun în continuare, există asociații de studenți de care cer și înscriu pe site sau pe adresa teatrului Mașina de Vise, pe care e teatrul meu privat, și îmi scriu că vor și un alt tip de actor și actor de altă generație și lucrurile se întâmplă. În locurile unde oamenii sunt interesați și încearcă să informeze, se vine destul de bine spectacolul. Noi acum încercăm să informăm, să presupunem că distanța ar fi mai mare și că Ploiești e mai departe de București. Am venit către dumneavoastră și tocmai pentru a ajuta ca spectacolul să fie mai cunoscut. Au fost momente în care v-ați prins degetele în piesă?
În mod real sau nu, dar în general încă am prins degetele. Dacă vă uitați, uitați și aici, se vede, ba nu, și trec printr-o perioadă, dau cu capul de dulapuri. Că montați materialul, voi este un special. Da. Sigur o să ducem la teatru dacă începeți, vă rugăm frumos să veniți la teatru, începem cu un cec. N-am făcut, nu m-am gândit deloc la cușițină, uite. Deci, acum, voi imaginați cum sunt repetițiile noastre când încercăm să descoperim viața personajului pentru spectator, când colegul nostru, Cuncea, vine cu astfel de chestii. Credeți-ne, noi râdem de foarte multe ori mai mult decât ne permite piesa, pentru că vrei, nu vrei, ne aducem viața noastră, întâmplările noastre, le adaptăm, iar Dan are un talent, și iarăși nu o spun ca să-l laud, ca regizor, pentru că adaptează textul și îl face în așa fel încât să fie face să fie maleabil zilelor noastre, spectatorilor noștri, pe posibilitatea societății de a înțelege textul și inclusiv pe a noastră. Face chestia asta într-un mod foarte firesc, așa că de multe ori citești textul acasă, e un text, da? Citești acasă, zici, mâine mă duc la prima repetiție să știu și eu ce citesc și despre ce poveste este vorba. Citesc textul, mă duc, evident că am gândul meu la cum este scris acolo și mă întorc de la o primă repetiție cu o cu totul altă viziune, pentru că tocmai asta, Dan exclude lucrurile care sunt în plus, într-un fel, la care spectatorul ar putea adormi dacă îi dăm prea multă descriere a unui personaj sau a unui peisaj de munte, și atunci îi dă exact atât cât îi trebuie încât spectatorul să-și imagineze imediat ceea ce trebuie și să intre. De asta zic, primul minut te-a introdus deja într-o gară, ți-a dat deja cele două personaje, ți-a dat ție spectatorului cheia și poți să râzi de cele două personaje pentru că știi ce, tu știi ce ar trebui să se întâmple și cum fac ele să se întâmple. Știți de ce? Pentru că noi ne luptăm permanent cu teatru, ne luptăm permanent cu teatru, de fapt, nu cu viața. Și în clipa în care e teatru, el deja înseamnă că are o ușă pe care e accesibilă sau nu. Noi te chinuim să dăm ușa asta la o parte care înseamnă teatru și să facem că pe scenă nu se joacă teatru. Ele și zic, bă, scena trebuie să fie singurul loc unde nu jucăm teatru. Adică trebuie să fie ceva mai interesant decât adevărul din sală. Care adevărul din sală care e? Că unii au venit așteptând, într-o așteptare reală și fiind spectatori reali. Și dacă le propune ceva neadevărat, nu vor fi atenți. De câte ori pleacă spectatorul și zice că n-am înțeles, e vina a noastră în primul rând. Zice, dom'le, n-am înțeles acolo. Asta pentru că el crede că n-are informația necesară, n-are cultura necesară, experiența necesară. Dar el ar trebui să-și ia pentru el, că spectacolul e făcut și pentru ăla cu patru clase, care ar trebui să mai vină la teatru, și pentru ăla care a înțeles mai mult din spectacol, dar pentru fiecăruia trebuie să se adreseze într-un adevăr care îl va schimba sau îl va face mai fericit măcar în ziua aia. Sau își va raporta existența de la vorba domnului Albulescu, de la întâlnirea asta la întâlnirea următoare cu spectacolul de teatru. Pentru că el va povesti că cel mai important lucru din viața lui de săptămâna asta până peste o lună a fost această zi în care el a venit la teatru, s-a gătit, s-a aranjat și a fost și cu prietena lui și a mâncat un strudel sau la McDonald's și am mâncat acolo și abia aștept să mă întâlnesc săptămâna viitoare din nou. E adevărat că și noi împreună, sistemul ăsta teatral și privatul și comercialul fac așa ca spectatorul să primească mult, mult. Dar așa cum noastră la televizor vedeți multe... Selectați. Puteți și selecta. Cu un ochi abil, noi acum știm pe la telecomandă și dacă dăm cu toții pe ceva nou, proaspăt, ne uităm cu toții și în același timp, dacă vrem să ne chinuim, ne uităm la știrile de la ora 5 sau nu știu care știri, trebuie să ne chinuim 40 de zile după aia. Acum, măcar teatru și patru actori de la Teatrul Național nu ar fi mai slabi decât orice produs din asta de subcultură de la ora 6:30 de un post de televiziune comercial. Care e la aceeași oră. Eu aș opta așa, mă, cât dau? Că mă uit la televizor, bag în priză, la mai bag nu știu ce, m-ar costa 30 de lei. Mă, o să mă coste 30 de lei biletul să mă duc să-i văd pe ăștia în seara asta.
Da, și să mai scap puțin de toată informația pe care o tot primesc zi de zi. Da, dacă ar fi așa, dacă ar fi așa, ar fi minunat. Adică e atât de aproape de noi teatru și este singura formă de a te, de a construi pe viu împreună cu actorii spectacol. Dar noi zice că dacă e publicul talentat, suntem și noi talentați. Dacă găsești un public bun și care el vine cu emoție și nu cu punga de pufuleț pe care o să o spargă sau cu laser să-l pună în ochi, atunci și noi vom fi mai talentați în ziua aia. Care este categoria de public cu care vă întâlniți în general la teatru? Există în funcție de vârstă, de educație? Acum, de exemplu, există un flux de tineret important, un număr mare de tineri care vin la teatru. Ne bucură foarte mult. Chiar dacă îi uite să-și lasă telefoane, să le închide, dar prezența lor e mai importantă decât lipsa de educație în sala de spectacol, pe care o află acolo, că o să audă pe Florina Cercel spunând, închideți-vă telefoanele mobile și la al patrulea spectacol o să-și dea seama că i s-a adresat și lui. El nu știe dacă e vorba de el. Și n-a vorbit nimeni cu mine. Închideți-vă telefonul, vreau fi ceva generic, așa. Doamna Florina Cercel vorbește cu domnul Albulescu, care și răspunde la final și îi spune mulțumesc, Florina, vizionare plăcută. Poate cred că e o discuție între ei doi. Comediile erau cele mai urmărite de public, ce ați constatat așa în ultima vreme? Da, eu constat asta. Și a constatat-o și Molière, care a spus că e cel mai ușor de îndreptat și cu ajutorul comicului, pentru că prezența publicului e mai mare în sala de spectacol. Ce părere aveți despre umorul pe care îl întâlnim frecvent la televizor în zilele noastre? Am spus. Și ce părere aveți despre actorii pe care îi vedem și pe scenă la teatru și într-un astfel de umor? Am aceeași părere pe care o aveți și noastră, că ar trebui să discernăm măcar noi, să vedem unde ne ducem și cum ne ducem, să ne putem. S-ar putea ca actorii pe care îi vedem la teatru și sunt foarte tineri și sunt duși acolo să facă tot felul de scălămbări, să n-aibă din ce să trăiască și atunci, până înainte de a judeca, să mai stăm. Și să nu li se ofere altceva de făcut, să nu poată trăi un salariu de 5 milioane jumate cât are un actor debutant, să fie obligat să funcționeze în acel context până la un moment dat. Și mai au vreo șansă? Acolo, după aia, da, eu vă spun pe propria piele, dacă vezi și eu video, și eu la fel. Și noi am sunt făcut producții, tot felul de sunt producții de televiziune care au o idee, un regizor, un producător, un scenarist și care merg pe acel lucru. Suntem chemați la casting. Noi, actorii, dăm în continuare casting, chiar dacă avem 45, 50, 100 de ani. Zice, domnule, avem 3 oameni de 70 de ani și am vrea să vă vedem în fața camerei, deci tot dați casting, chiar dacă sunt 3 oameni foarte cunoscuți la 70 de ani. Ne ducem, dăm casting, luăm rolul, nu știm exact că nu ți se dă, ce să nu desconspirăm scenariu și imaginea și nu știu ce, să nu vorbim mai departe în presă, să nu se afle până când... Și faci! Și ești în camera, în fața camerei, uneori se taie mai prost decât ai făcut acolo, uneori se taie, se comprimă și nu mai înțelegi că e și funcție de timp, trebuie să intre publicitatea. Se mănâncă cu altceva umorul de televiziune sau, mă rog, emisiunile de divertisment. Sunt o cu totul altă problemă. Și mai e o chestie, dacă nu participăm la emisiunile de divertisment, că nu vreau aia, că nu-mi place aia, că nu știu ce, și facem pe fițoșii și nu facem nici bune, nici rele, spectatorul care nu are la îndemână un teatru nu ne poate spectatorul cunoaște. Spectatorul din provincie, mă, special. Nu ne te poate pe recunoaște. Pe cine? Monica și Ovidiu. Ai, știu de la televizor. Da, dar de unde? Din emisiuni de divertisment. Ce pe care nu le-am făcut. Asta? Poftim? Poate fi una tu. Este. În cazul de față, da. Soțul meu a fost angajat aici la teatru 12 ani. Și eu am fost... Adriana Nache. Exact. Am fost în aceeași perioadă cu Adrian Enache. Și eu am fost de multe ori spectator la spectacolele de aici din Ploiești, de la sala Toma Caragiu și chiar aici, în sala de cultură, pentru că vreo 5-6 ani au jucat aici când era el angajat, până s-a refăcut teatru. Nu știu cât a durat refacerea teatrului, dar aici au jucat. Și am fost de foarte multe ori în sală. Publicul este... cum să spun, exact ce a prins Dan pentru public. Îi dai cheia, i-ai dat cheia, publicul merge cu tine, înțelege, acceptă sau nu. Asta o veți vedea la finalul spectacolului și ăsta este un experiment pentru voi, dacă vreți. Pentru că la final, dacă găsiți măcar un om sau doi oameni că vor spune o replică din spectacol la ieșire, ceea ce se întâmplă la spectacolul nostru, atunci acel spectacol a intrat cu adevărat la ei.
Fiecare spectacol are un mesaj. Care trebuie să ajungă la public. Da. Care este mesajul în mod ideal. Păi mesajul acestui spectacol este să te bucuri de clipă și de întâlnirea cu actor. O să vedeți 4 actori de vârsta noastră care se bucură enorm că se întâlnesc, că joacă într-o comedie, așa cum spuneam, cu o tensiune comică excepțională. Asta e calitatea acestor două texte. Pentru că spectacolul se bazează pe partitura actoricească. O desfășurare rapidă, publicul pricepe repede despre ce e vorba și în același timp rămâne extrem de implicat în spectacol. Și prin modul în care este realizat el, și prin calitatea conflictuală a punerii în scenă. E bazat foarte... Cum? Cum caracterizați personajele pe care le jucați? Așa... Să știți că dacă ceva nu vă va place la acest spectacol, numai regizorul este de vină. Deci, ca să fie clar de la început, adică actorii sunt extraordinari, toți 4, dar regizorul, el e principalul vinovat. Sunt 4 tipuri foarte diferite, dar recunoscibile, adică ușor de recunoscut de toată lumea, adică intelectualul care vrea să facă și nemulțumit și tot timpul vrea să depășească, să se înalțe deasupra, să iasă din lumea asta rea și de rahat în care trăim, pentru că el are un țel, un ideal, pe care e personaj interpretat de Ovidiu. Secretara care e Afrodita, care reușește mai rău să-l încurce, de vrând să fie foarte pe placul lui și să facă absolut tot. Și foarte organizată și la un moment dat ea are o criză cu care se și termină spectacolul. O criză că nu mai poate suporta presiunea asta intelectuală pe care o exercită permanent. Și ăla este mesajul. Ce spune ea la sfârșit este mesajul, nu vă spune. Iar noi doi interpretăm tipul de naivi, de oameni candizi, așa, de la care stare ar trebui să fie spectatorul. Adică eu m-aș apropia de personajele acestea pentru a veni către mesajul spectacolului, care e unul să te departezi cu ajutorul teatrului, filmului, de că el te poate cel mai ușor rupe de derizoriu, deci din derizoriu, înspre fantezie.